pentru executarea unor lucrări de deviere a conductei principale de alimentare cu apă din zona nodului rutier de la Ovidiu, SCR-a Jaesa întrerupe furnizarea apei potabile pe data de 3 mai 2012, în intervalul orar 24-22. Vor fi afectați toți consumatorii din localitățile Lumina, Năvodar, Corbu, partea de sud a localității Ovidiu, dar și zonele Midia, ACN, Ovidiu și Legmas. De asemenea, pentru executarea unor lucrări de remediere a unor avarii la conducta de alimentare cu apă de pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu din Constanța, SCR-a Jaesa va întrerupe furnizarea apei potabile și în municipiul Constanța în intervalul orar 9-21. Vor fi afectați toți consumatorii din cartierul Tomistrei și zona Dacia, dar și punctele termice numerele 101, 118, 119 și 214. Societatea RAJ Jaesa Constanța își cere scuze față de consumatorii afectați de aceste lucrări și îi asigură că va face tot ce este necesar pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile într-un timp cât mai scurt. Abonații afectați sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.